Oia Constantinescu ia noi măsuri împotriva băncilor după ce instituția pe care o conduce, și anume Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, a sancționat mai multe instituții bancare pentru practici înșelătoare. Președintele ANPC a sesizat Consiliul Concurenței unde a transmis mai multe informații despre situația existentă. Horia Constantinescu este de părere că operatorii bancari se îmbogățesc pe seama oamenilor care recurg la împrumuturi. Mai exact, principalul pe care cetățenii îl înapoiază lunar băncii este foarte disproporționat în raport cu dobânda pe care banca o percepe de 25% față de 75%. Astfel, dacă o persoană dorește să facă un credit la bancă pentru achiziția unui imobil pe o perioadă de 20 de ani, este pusă să achite o rată lunară de 4056 06 lei, în care principalul reprezintă doar 954,13 lei, iar dobânda numai puțin de 3.102,93 de lei. Horia Constantinescu spune că instituția pe care o conduce are obligația de a-i proteja pe cetățeni față de vânzarea produselor ce încalcă legislația specifică protecției consumatorilor. Iar după numeroase analize bazate pe calcule comerciale și indicatori de profit, a remarcat mai multe nereguli ale operatorilor bancari în raport cu cetățenii Printre care operatorul financiar bancar a acționat dintr-o poziție de inegalitate în raport cu consumatorii, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al cunoștințelor în domeniu. Operatorul economic s-a folosit doar de drepturi, nu și de obligații. Operatorul financiar bancar își urmărește profitul lunar prin încasarea unor dobânzi exagerate raportate la tipul și la nevoia consumatorului mediu. Modul de acțiune a operatorului financiar bancar prejudicează în mod grav interesele economice ale consumatorilor. Președintele ANPC ține că acest mod de creditare al băncilor a creat adevărate drame pentru consumatori care sunt obligați să achite credite peste posibilitățile lor financiare și profită de lipsa de informare a oamenilor pentru a împinge să recurgă la decizii pe care probabil nu le-ar fi făcut în cunoștință totală de cauză. Oria Constantinescu a mai transmis către Consiliul Concurenței că angajații băncilor care ocupă postul de consilier bancar și care în mod normal ar trebui să ajute consumatorul să aleagă cea mai bună variantă de rambursare, poate să anticipe modificarea dobânzii în timp și sfătuiește în mod intenționat clientul să ia o anumită decizie în defavoarea sa pentru a aduce profit băncii respective. Printre operatorii sancționați de ANPC în urma verificărilor se află companii uriașe din mediul bancar precum First Bank, Credit Europe Bank, OTP Bank, Alpha Bank, Raiffeisen Bank, BCR, BRD, Grup Societe General sau ING Bank.